Larisa, Bianca, cum ce sunteți? Ce s-a întâmplat? Care mai este situația dintre voi? A, cu colaborarea cu... Bianca, da, ea fi nu din Bianca. Și cămașul o primit pe de la colaborare, doamne. Faină colaborare, Bianca. Eu rup. Poftim? E frumoasă colaborarea pe care... Da. Yeah. E colaborare mol. Ați mai vorbit despre situația de atunci din gală sau a rămas așa? Ne-a amintit de ea Cosmin ieri. Poftim? Ne-a amintit Cosmin de ea ieri. Ce băiat drăguț, nu? Așa e. Îți dai seama, fosta ta Larisa, plăcere. Ești prea talent și vor oamenii să-ți fure colaborările. N-are voie spune, te rog. Păi spuneți acum dacă ați început clauză. În gală. Trebuie Larisa nu vrea să discute despre acest subiect. Să discute Bianca. Păi de ce nu vrea să discute că ea l-a adus? Doamnelor și domnilor, l-a adus Bianca. Da? Haideți să o băgăm în direct pe fata cu rochile. Să lămurim subiectul, haide. Bianca, spune-ne. La 1, 2, 2, 6 să sune fata acum. Ai început discuția în gală. Hai, spune-ne și nouă. Păi aștept să vă opriți și voi din vorbit. Scuze. Scuze-ne. Și mai caută discuția. Face și materiale. Da, hai, da, mă prind, hai. Ce faci, Bibi? Hai, nu ți se pare așa important discuția asta? Ce faci? Păi văd că voi tot... Nu Bianca, te rog, ai tot cuvânt. Așteptăm doar, nu facem nimic, sunteți pe ecran. Mai așteptați. Văd hai, nimic, hai să tăcem, 30 de secunde, hai. Stai. Hai, că eu sar de lea aici, nu. Măi, deci discuția a plecat din vestiare. Când... Vestiar. Eu nu simt, teoretic, dar merge. Bă, făcut. Păi, unde okay. A punctat-o? Bine, Larisa, dacă e să ne legăm de greșeli, de greșeli gramaticale. Așa. Discuția a plecat de atunci, când Larisa spunea că fetelor, dacă vreți colaborare, eu urât să scrieți colaboratorilor mei. Nu a dat nume inițial. Și ne-a zis că după aia ziceți că ceva de genul. Nu mi-amintesc eu cuvintele ei că nu o să fac un jurnal din asta. A zis ceva de genul că după când vă zic că mă copiați sau ce, vă supărați. Ideea a fost în felul următor, că eu am auzit că Virginia mi-a pomenit numele și după am întrebat-o ulterior. Eu Larisa... vedeam pe Larisa că se uită la Bianca și am întrebat cine Bianca și a zis da și Julie, Bianca și Julie. Ok, și eu mi-am auzit numele. Când m-am apropiat de Larisa, am întrebat-o: Larisa, te refereai cumva la mine? Îmi băteai cumva apropo urmie? Și îmi zice ea da, la tine și la Julie. Și atunci eu am zis, te rog, arată-mi și mie un screenshot, ceva, dovadă, în care eu am vorbit cu persoana respectivă, pentru că eu, din ce mi-amintesc, nu am cerut nicio colaborare la absolut nimeni, cu atât mai puțin să mă apuc să caut la tine, să văd cu cine colaborezi tu și așa. Da, așa ai zis și zilele trecute și tot nu ți-ai cerut scuze că... ai zis că las că-mi crește nasul, că l-am chemat în cameră pe Patrick și nu a fost așa. Dar nu, n-am auzit nicio scuză. Ok? Și... cam asta a fost discuția, deci eu am rugat-o să-mi arate. Auzi, Bianca, da. Dar crezi că tipa respectivă a mințit-o pe Larisa oare? Păi nu cred că... E o femeie la un alt nivel, adică chiar... Păi și eu la ce nivel sunt? Păi vreau să văd... La un alt nivel sunteți amândouă la alt nivel. Văd și eu, vreau să văd și o conversație, pentru că, cum spuneam mai devreme, nu am cerut la nimeni, la absolut nimeni, nicio colaborare. Și cu atât mai puțin aș fi cerut la alții. Tu ai văzut conversația, Larisa? Dar bine, e și ea nu, a zis că mie mi-a zis că n-a văzut nicio conversație, doar că i-a zis persoana respectivă că Bianca și fata creață. Păi eu vreau să văd eu, până să vii să spui în vestiare, să se uite toată lumea că cine, oare cine și să bați apropo, vreau să ai și tu concret, să știi pe ce vorbești și apoi să zici, bă, uite, putea să vin, da, deci dacă are să vină direct să-mi spună, măi, Bianca, uite, îți nu dai? Să audă toată lumea, toată lumea în vestiar, că vezi, Doamne, să nu cereți colaborări. Bianca! Îți dai seama eu că... zic să nu-ți mai bați capul cu astea, pentru că toată lumea știe. Da, păi nu, dar de aici toată lumea știe cine este Larisa. Se lângește Larisa. Cine este Larisa? Că noi nu știm. Hai, Larisa aruncă cu vorbe așa și după aia nu argumentează. Dar cine e Larisa? Eu? Cine e Larisa? Cine păi este eu, Larisa Groza, ea poate. Asta e așa, un atac de o lună în urmă, dacă vrei să o readuci în discuție, poți să o readuci. Dar ce este Larisa? Că nu înțeleg unde bați.
Păi nu, am spus că Larisa spune niște lucruri pe care apoi nu le argumentează. Dar crezi că Larisa minte? Păi nu, fii atent aici, Larisa păi atâta preferă timp cât noi știm Larisa... că nu am, da, atâta timp cât noi știm deci că nu am cerut nicio... Deci și tu știi sigur că n-ai cerut nicio... Normal că știu. Dar nu mi se pare ok să dezbatem acest subiect atâta timp cât... Păi și de ce ar fi zis persoana respectivă că voi aș cerut colaborări? Păi nu știu, asta vrem să știm și noi, din moment ce eu n-am scris nimic, adică știu că... Dar știți că dacă ștergeți voi mesajele voastre... E, bravo, bravo, bine, faceți caz acum, că atâta puteți. Nu, n-am scris, n-am șters absolut nimic. Noi facem caz că atâta putem sau doar tu Ștefan, ai făcut caz în chestia asta? Și ieri și azi, vezi? Ai asta face și el. Da, Giulia, asta au făcut și el, probabil. Mă privește. Orice vreau eu mă privește. Ai zis, stai o secundă. Ai zis să stai și două. Ai zis să facem, că facem caz din asta. Dar de ce țipi așa, Giulia? Am zis că, ai zis că noi facem caz din asta în condițiile în care tu ai venit după o săptămână, da, în gală. În care ai am așteptat subiectul ăsta. Da, în care am așteptat zi de zi să văd și o scris. Și de ce n-ai deschis subiectul direct aici dacă tot vrei să ai un subiect? Păi l-am deschis. L-ai deschis după o săptămână. L-am deschis pentru că nu-mi place să materiale, continue. Pentru că nu-mi place materiale, să continue discuția de atunci, de când cu solarul, de când cu nu știu ce, de când cu nu știu cum. Adică, chiar crede-mă că nu te copiază nimeni. Dacă plec eu, cu cine îți mai cauți materiale? Dar stai liniștită, Larisa, nu te copiază absolut nimeni. Nu ești model pentru mine. În niciun caz, nu o să fii absolut niciodată. Poate ți-ai... Cum? Când ai venit aici în casa iubirii, ai zis că îți place foarte mult de Larisa și cum se comportă Larisa, cum? Da, am intrat în casa iubirii și am zis asta. Deja intrați în subiect. Eu cred că dacă Larisa, cred că dacă Larisa ar avea dreptate, ar avea cred și ar și băga și nouă copia din original. Dar acum poți să aduc telefonul, frate, să... Mă, frate, probabil nu vrea să amestece situația asta, să amestece pe doamna respectivă. Poți să aduci telefonul, dar în același timp, după ce v-am zis eu, puteați să anulați mesajul, că femeia a spus foarte clar. Da, îți dai seama. Exact. Îți dai seama. Stăteam să anulez mesajul. Păi da, dacă eu aș cere ceva... Păi da, dacă eu aș cere ceva... Nu accept colaborări care sunt cerute. Mă, nici dar și nu, eu dacă aș fi cerut, ce m-ar fi deranjat? Ar fi spus chestia asta. Aș vrea să-i dau eu ceva, băieți. Eu de când am venit aici, am primit o grămadă de mesaje pe care nu le-am... nu le-am deschis niciodată, așa că dacă cineva vrea colaborare, să înceapă mesajul cu scris colaborare, ca apoi îl deschici. Mă, ca să ne înțelegem, ideea principală de ce crede Larisa că voi chiar ați fi făcut chestia asta, e că sunteți amândouă care v-ați certat cu ea, fix. Păi și ce legătură? Dar, nu, păi are legătură, cred, că sunteți amândouă care v-ați certat cu ea. Dar ce legătură are asta? Păi ideea este legătură, că s-au și pupat momentele în sine. Acum a postat Larisa poză, 10 minute mai târziu, ele două erau la mall. Și imediat a primit mesaj Larisa de la doamna respectivă. La car, eram la păi și magazin, ce momente s-au pupat? Deci nici măcar nu merge telefon atunci când nu sunt la hotel și nu sunt colegată la Wi-Fi. Păi bă, da, da. În mol e Wi-Fi. Ne poate să dea un mesaj pentru amândouă. Și hai să luăm logic atunci. Bine, de, ce de ce doamna respectivă ar fi spus de Bianca și de Giulie că... Fix despre ele două. Păi nu știu, de asta vreau să știu, pentru că eu sunt sigură că n-am scris la absolut nimeni să cer nicio colaborare. Dar măcar ți-a răspuns la mesaj? Adică credeți că Larisa minte? Păi nu, dar poate... Eu nu știu ce. Nu știu de ce a zis doamna aia numele meu sau cine ce a zis. Nu știu de ce. Dar asta vreau să văd. Deci a fost o coincidență acuzat... atunci, probabil. Păi nu, dar eu când sunt acuzat... O coincidență de două nume. Păi altă Bianca și altă creață în casă. Păi eu, de asta, eu vreau să văd. Nu mi se pare că cer foarte mult să văd. Băi, ia să văd și eu ce am vorbit. Cu cine? Că mă trezesc noaptea în somn și somnambulă și... Larisa, ai mers, ai mesajele? Nu dau eu. Da, cu femeia, da, am, normal. Dar ai? Tocmai am zis, da. Păi ai cu femeia, păi dar n-ai când am vorbit eu. Când s-ar presupune că am vorbit eu cu femeia. Păi n-ai vorbit femeia că nu ți-a răspuns și ștergi mesajul. Da, Giulia, îți dai seama, ștergeam mesajul. Nu mă mai pune explicat, da, că nu vreau eu să mai dau. Doamne, puneți-mă că femeia mea că așa singură pe ceea ce spui. Ai da și încă cum ai da. Dar dacă nu vreau să vă mai dau atenție vouă. Ei, na, îți dai seama, până acum ne-ai dat, acum nu ne mai dai. De ce tu pe eu aveți de o bucată de timp? Păi și tu să mă faci obraznică să zici, dar vezi că ești cam obraznică. Păi nu, vreau să văd. C-
când ți-am zis, Larisa, dacă despre mine e vorba... Ți-am arătat conversația și ție și lui Giulie v-am arătat conversația. Ai pierderi din memorie și tu? Nu, dar eu ți-am zis nu conversația că ți-a zis femeia aia. Eu vreau din între mine. E dacă ai șters mesajul, da, Giulia, cum da, Virginia. Mesajul, dar femeia dar tu, care mesajul tu nu știi, că, nu știi opțiunea asta de a anula trimiterea. Șterge doar pentru... Spuneam la ce conversație se referă Bianca. Nu am zis că a trimis sau nu, că n-am fost lângă ea dacă a trimis sau nu și vezi... Vorbiți pe... Anulat mesajul. Da, uite, asta n-am ceva mai bun de făcut decât să țin minte cum te cheamă pe tine. Am zis, era să zic Giulia. Îți dai seama, și nu aveam ceva altceva mai bun de făcut decât să cer colaborare. Am puțin, Larisa, tu i-ai arătat mesajul cu ea când vorbea cu doamna aia? Toată lumea se învârte în jurul ei. Larisa. Cam așa ceva. I-ai arătat tu conversația când ea vorbea cu doamna aia și a zis că nu e? Nu, le-am arătat că femeia așa mi-a spus, adică nu-i inventez eu. Dar femeia nu poate să-ți trimite screen-uri cu conversația lui. Păi mai, dacă nu, femeia da, nu a răspuns. Da, Giulia, stai puțin. Nu a răspuns. Exact. Ai văzut când am trimis mesajul de la mine în telefon, tu erai și tu și te-ai uitat. Păi dar tu susții aici că le-am șters. Păi dar tu ai fost lângă mine, fată. Nu mai continui. Și la cine? Am văzut. N-aveți și voi ce să spun. Păi da, dar nu... Am greșit odată și am regretat mult că... Te-am băgat în seamă. Giulia, acum mai nou. Da, Robert. Mie ce colaborare. Am greșit eu că am considerat că ești foarte ok. Căutați-mi și mie să fac o colaborare. Un clop cu ceva, nu știu. O pălărie, o ceva. Lasă că ți aduc eu un clop dacă vrei. Lasă că tu ai bani. Suntem foarte ridicate acolo în casa fetelor și nu prea ne place nici nouă băieților chestia asta.